doar Zălăoane au vrut să meargă la vot, ci și o groapă care s-a evit peste noapte în Caldarâm, în centrul orașului. Probabil nu avea buletin de Zalău pentru că a fost rapid astupată cu câteva lopeți de nisip. Umple, Doamne, gropile, salvează mașinile, salvează-mi eu și pa mea, că n-am bani să bagă, nu știu cine mi-e mai scapă, că avem gropă lângă gropă, oare cine să se găsească, să vină să le cârpească. Gropă, gropă, gropă lângă gropă, oare cât a mai dura, gropă, gropă, gropă lângă gropă, până când le-o rastupa. Gropă, gropă, gropă lângă gropă, oare cât a mai dura, gropă, gropă, gropă lângă gropă, până când le-o rastupa. Fiecare stradă cu groapa ei, cel puțin una. Avantajul de a fi apropiat de administrația orașului este și acela că atunci când îți apare o groapă din senin în mijlocul străzii, apar unii cu nisipul, ca și în cazul gropii din apropierea sediului unui partid. Probabil după ploile din ultima perioadă s-a surpat asfaltul și a apărut minunăția. Noroc, cum ziceam, că a apărut lângă partidul care trebuie, altfel nici acum nu era reparată, spre amarul și necazul șoferilor. Umple, Doamne, gropile, salvează mașinile, salvează-mi eu și pa mea, că n-am bani să bagă, nu știu cine mi-e mai scapă, că avem gropă lângă gropă, oare cine să se găsească, să vină să le cârpească. Gropă, gropă, gropă lângă gropă, oare cât a mai dura, gropă, gropă, gropă lângă gropă, până rastupa. Gropă, gropă, gropă lângă gropă, oare cât a mai dura, gropă, gropă, gropă lângă gropă, până când l-o rastupa.